Scandalul de la Asociația de Proprietari numărul 11 din Fălticeni s-a stârnit în decembrie 2012, când s-a constatat că fosta conducere a asociației ar fi delapidat 1,4 miliarde de lei din încasări. De atunci au avut loc mai multe adunări generale, fiind alese două conduceri succesive care și-au depus pe rând demisia. Pentru a clarifica situația, primarul municipiului Fălticeni a convocat duminică pe membrii asociației într-o nouă adunare generală și a avertizat că situația conflictuală care persistă între proprietari și conducerea asociației poate duce la sesizarea utilităților. Problemele au apărut în momentul în care au fost sesizate o serie de nereguli. Există o suspiciune de delapidare. Primăria nu este autorizată să spună dacă este sau nu este treaba altei instanțe, dar există o diferență între încasări și plăți de aproximativ 1 miliard 400 de milioane de lei vechi, plus o serie de alte nereguli. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții a furnizorilor de utilități, în speță ACET, Goscom și E.ON, energie electrică care asigură iluminatul pe scara blocului, problemele începeau să se rezolve. Facturile erau achitate la zi, facturile pentru un an în curs, și o parte din datoriile restante. Deci lucrurile, din punctul meu de vedere, mergeau bine. Pe lângă faptul că pentru prima dată, după 3-4 ani, Asociația de Proprietari reușea să plătească facturile curente, au început, sau ați început mai degrabă, să recuperați o parte din datorii. Iată că din nou au apărut probleme. Asociația numărul 11 se găsește acum într-un moment extraordinar de dificil și de delicat. Pentru că tot ceea ce înseamnă relația dumneavoastră cu furnizorii de utilități a încetat. Pentru că nu mai are cine să vă reprezinte în discuțiile sau în partea contractuală cu ACET-ul, cu Goscomul și cu E.ON. Urmarea va fi următoarea. Se vor sista toate aceste servicii către scările de bloc aparținând Asociației numărul 11. Șeful agenției locale a firmei ACET a informat pe proprietari că este posibil ca delapidarea de la asociație să fie mult mai mare. Se vorbește de o sumă delapidată de 1.400.000. La noi numai, în afară de Goscom și de energie electrică, sunt înregistrate în momentul de față, au fost la sfârșitul anului 2.900.000, deci aproape 3 miliarde, iar acum au mai scăzut cu vreo 100 de milioane și ceva, vreo 2, așa. Când se va finaliza cercetarea, îi se va pune în spate administratorului sau cui va fi 1.400.000. Să acceptăm suma asta. Diferența de la 1.400.000 încă celălalt 1.500.000, de unde le scoateți? De unde se scoate suma asta? Nu se știe nimeni cine-i dator. Ia că toată lumea contestă. Ba nu-i bunii penalitățile, ba că nu știu ce, ba că eu-s corect și așa mai departe. Principala nemulțumire a unor membri ai Asociației de Proprietari a vizat faptul că noua conducere a asociației a calculat penalizări la datoriile înregistrate în acte, deși ei susțin că sunt cu plata la zi. Dumneavoastră luați penalizări pe ceva care este ilegal, înțelegeți? Dacă cifrele nu sunt corecte... Dar cum să percepeți dumneavoastră penalizări să se rostogorească pe ceva ce nu e real? Ilegal. Așteptați până când o să se poată ajunge la chitanțele respective, la tocurile care sunt acum la expert. Deci atâta timp cât eu nu am o dovadă că dumneavoastră v-ați făcut plata, vă calculez pe baza sumelor care sunt în evidența mea. Asta este listă legală? Da, nu, domnule, eu te întreb pe dumneavoastră. Este legală? Domnul Dujoacă. Într-adevăr, domnul Dujoacă, trebuie stabilită de cenzură. Dar timp de 3 ani de zile, de ce n-ați văzut nicio listă de plată stabilită din nimeni? În fiecare lună aducea o hârtie, o schiță care nu avea nicio legătură cu realitatea. Păi acum eu sunt de acord cu dumneavoastră, toată lumea vrea acum să respectăm legea la sânge, dar până acum 3 ani de zile nu v-au interesat nici cenzor, nici președinte, nici administrator. Când a venit noua conducere, nu exista listă de plată. Pentru nicio scară de bloc. Primarul i-a informat pe proprietar că demisia conducerii asociației nu este statutară și l-a cerut să îi acorde în continuare încredere noului președinte. El l-a recomandat să coopteze în Consiliul Director al Asociației și un consilier local pentru a menține relația cu primăria. Propunerea primarului a fost supusă la vot și o singură persoană s-a pronunțat împotriva actualei conduceri. S-au adunat câteva probleme. Și pentru asta a fost. S-au adunat acolo, dar de ce să mă, se uită lumea urât la mine, de ce să mă întrebe, de ce plătesc 7 lei, de ce îi pun 2 metri în plus, dar de ce? Știți? Că
gara. Poftiți aici. Nu, păi tocmai asta este. Auzi, dar tu ai mai fost la vreo ședință până acum? Asta la vreo adunare ai mai fost? Asta am vrut să spun. Când ai mai fost? Că nu te-am mai văzut. Mergem în continuare cu domnul profesor, cu membrii care sunt, că altfel nu, nu ieșim nici la un capăt. Una trecută a fost 11, acum suntem un pic mai mult. Vă spun eu că săptămâna viitoare nu mai vin nici 10, nu. Știi că nu e aia, că nu e aia, că nu e bun. Bă, s-a făcut conform legii până acum? Cum nu s-a făcut? Dacă n-ai vrut tu, n-ai fost tu, asta e altă treabă. Lege, domnule, mă, n-am citit. Întreaga sală, vă că le hăiești de ajut. Puneți-l, mă, pe el, mă. Puneți-l pe el, le hăiești de ajut. Ca o sugestie, ca o propunere, având în vedere situația Asociației 11, vă propun ca în comitetul de conducere să includeți un consilier local. Dorit un consilier local sau nu? Care va fi, discutăm, nu-l pune, nu-l pune primarul, tot dumneavoastră trebuie să-l puneți. Tot dumneavoastră îl puneți. Din partea mea, din punctul meu de vedere, pentru a continua drumul, eu îi rog să continui. Eu îi rog, dar nu pot să-l impun. E decizia dumnealor. Supun votului dumneavoastră dacă se impune o altă adunare generală la Asociația numărul 11. Cine spune că trebuie să facem altă adunare, mâna sus? Unu. Cine spune că nu trebuie făcută altă adunare generală? Cine spune că nu trebuie făcută altă adunare? Cine de acord cu situația care este? În cazul presupusei de lapidare a fost deschis un dosar penal în care sunt efectuate cercetări de poliția și parchetul de pe lângă judecătoria Fălticeni.